Bine ați revenit pe canalul Teste prin Grădină. Astăzi am prins o zi destul de bună pentru plantat și aveam și la îndemână două plante de agriș roșu pe care le-am cumpărat din piață și am zis, haideți să vă arăt cum voi face acest lucru. Pentru acest proces voi folosi o furcă. M-am obișnuit să folosesc furca pentru a planta arbuști sau plante mai mici, mi se pare destul de practică și are și obiceiul bun de a fărâmița pământul puțin mai bine decât un hârlet sau o casma. Vă ziceam, am făcut aici un semn, aici vom face o groapă. Pentru agriș nu voi face o groapă deosebit de mare. Vom merge pe o adâncime 9, nici mare, nici mică, undeva la 30 de centimetri adâncime este suficient. Iar diametrul gropii îl voi face la aproximativ 50 de centimetri. Vreau să fac puțin. De obicei nu le făceam așa de mari și nu au fost probleme, dar vreau să fie din start șansele de dezvoltare ale agrișului să fie bune. Zic de dezvoltare, nu de prindere, pentru că de prins nu fac probleme, se va prinde. Hai să vă arăt. Așa. Am cam ajuns la adâncimea dorită și mai finisez puțin groapa. Ce îmi place mie să fac este să mai cum să spun, mărunțesc pământ și să îl pun la fundul gropii. Aici, pe rândul acesta, se vede că e pământul un pic mai rău, fiind un rând de pomi. Și pe fundul gropii voi apela la niște pământ mai bun din altă zonă a grădinii. Vă arăt imediat. Am adus aici niște pământ mai afânat și mai îngrășat, pe care îl voi pune la fundul gropii ca să aibă loc rădăcina să se ducă frumos unde vrea și neobstrucționată de pământul eventual tare. În acest diametru va avea suficient spațiu să se dezvolte până prinde putere și poate să meargă singură rădăcina și în mai departe. Nu am la mine niște gunoi de grajd sau un gunoi mai indicat pentru treaba asta și am niște granule pe care le-am cumpărat pentru afinii de cultură. O să pun câteva granule din acestea, mai bine decât nimic. Oricum, pământul meu este îngrășat, este îngrășământ încorporat deja în pământ și nu fac probleme de startul bun pe care îl va avea acest agriș. După ce am pus îngrășământul, venim cu agrișul și îl măsurăm puțin în groapă, îl punem pe centru. Acum am observat că rădăcina este complet uscată. Mă duc să o umezesc puțin.
să fie hidratat în momentul în care îl punem în groapă. Da, am hidratat puțin rădăcina. Uitându-mă în trecut și de multe ori la cum își fac și alții plantările, sunt diverse procedee pe care le recomandă diversi, poate și mai instruiți ca mine. Mocirlire, cum să faci cu gunoi, de grajd, un amestec cu apă. Unde, cum să spun, eu am încercat și metoda aia, am încercat și fără acea mocirlire, astăzi clar fără mocirlire. Și nu neapărat că nu-i mai bine așa, dar dacă nu aveți, nu se întâmplă nimic, în sensul că șansele să se prindă arbustul sunt foarte mari dacă planta este ok, rădăcina e ok, condiții, nu se plantează într-un teren, cum să spun, care nu-i propice acelei plante, n-are motive să nu se prindă. Acum că se dezvoltă mai repede sau mai încet, no, eu nu am avut aici posibilitatea de a face acea mocirlire, deci mă mulțumesc cu ce am. Și ținem un pic de plantă până punem un pic de pământ. Așa. Deja stă singură, deci putem să aducem pământ liniștiți de unde am mai bun să pun deasupra lui. Așa, de exemplu. Îl voi mai mărunți. Mai punem puțin câteva granule de gunoi. Îngrașăm mult, scuzați-mă. Așa. Aducem puțin pământ. Mai aici un pic de pământ cu cenușă. Cu siguranță îi va face plăcere să primească niște nutrienți conținuți de cenușă. Așa. Eu oarecum procedez, pun un pic planta mai adânc, după care o ridic așa puțin, să se așeze la nivelul dorit, să se așeze și rădăcina într-o poziție probabil mai naturală. Așa m-am obișnuit să fac, nu neapărat ceva bine sau rău. Eu nu obișnuiesc să bătătoresc foarte tare pământul. Într-adevăr, ușor așa, pe laterale. Ok. Ușurel, da? Nu-l bătătorim de să fie beton. Mai punem din pământul mai rău așa deasupra. Acesta îl distribuim ușor, mai rău. Mai rău nici ăsta, da. Acela de la fundul ropii. Îl mai distribuim puțin și pe acesta. Mai luăm vreo 2-3 granule de îngrășământ. Sare, piper. După care, ultima etapă a plantării este, unde este posibilitatea, udarea. Puneți apă suficientă. Acum fiecare își dozează cantitatea suficientă. Cât am pus eu pentru acest agriș, consider că este suficientă pentru ce am plantat. Și asta a fost.
Ce mai urmează să-i mai fac grișului să-l tund puțin. Cel mai probabil îi voi lua câteva rămurele, dar partea de plantare aceasta a fost. Sper că v-a plăcut, sper că o ați considerat-o cât de cât utilă această informație, sper să vă inspire. Dacă cumva aveți alte metode de a planta, vă rog lăsați comentarii și chiar cu link-uri către altă sursă de plantare. Cam atât pentru astăzi. Vă mulțumesc mult pentru că ați revenit pe canal. Vă doresc spor la treabă și numai bine!